Notam. Pasa pentru Dulca. Daua. Se cere hands din tribună, dar jucătorii lui Viking nu dau semne de nervozitate, pentru că știu foarte bine că nu s-a întâmplat nimic. Încearcă Florinel Coman o trecere. Mingea revine. Florinel Coman în careu. Florinel Coman centrează în fața porții. Coman, îi mingea revine. Acum o nouă centrare pentru Radu Boboc. Poate șuta de acolo Radu Boboc. Ce s-a dat? Penalti! Penalti! Scol de Florinel Coman! În ultimul minut al meciului, Florinel Coman scoate lovitură de la 11 metri pentru FCSB și un cartonaș galben arătat. Ce șansă uriașă pentru FCSB ca în ultimul minut al meciului să dea lovitura și să se califice în grupele Conference League. Deziluzie pentru Bjørnsson, cel care marca pe arena națională. Încă o dată pătrunderea lui Florinel Coman. Coman cu această centrare și mingea care nu, este o intrare întârziată, este o intrare care nu poate fi oprită de Bjørnsson, cel care se duce și îl tăvălește pe Florinel Coman. Radunovic a marcat din lovitură de la 11 metri golul calificării cu Saburtalo. Risto Radunovic ia și acum balonul pentru a marca golul unei noi calificări pentru FCSB. Risto Radunovic față în față cu Patrick Gunnarsson. Să mai auzim vreo scandare xenofobă din partea fanilor din România. Arbitru Tamaș Bognar dictează această lovitură de la 11 metri în ultimul minut. Execuție a lui Radunovic. Gol! Calificare! După 5 ani de așteptare, FCSB este din nou în grupele unei competiții europene. Iată-i pe fanii veniți până în Norvegia, la Stavanger, bucurându-se împreună cu jucătorii vicecampioane României. FCSB este în grupele Conference League. Sânge rece, Risto Radunovic reușește să marcheze din penalti un gol uriaș pentru FCSB în prelungiri, iar echipa lui Nicolae Dică se îndreaptă spre grupele Conference League. Execuție impecabilă, Gunnarsson a ghicit colțul, dar Radunovic înscrie pentru 3-1. Și iată explozia de bucurie de pe marginea terenului. Să nu uităm de cel care a scos lovitura de la 11 metri, Florinel Coman, cel care pe parcursul acestei duble cu Viking a redevenit jucătorul important care era în urmă cu 2 ani înainte să sufere acea accidentare gravă în disputa cu Bačka Topola din preliminariile Europa League. Coman a marcat în prima manșă, a pasat decisiv în această partidă de retur și scoate această lovitură de la 11 metri. Mai avem o acțiune de atac a celor de la Viking. Minge aruncată la marginea careului. Balonul ajunge la Capran, care șutează peste poartă. Capran, foarte cel care marca în prima manșă, acum nu prinde cadrul porții și este fluier de final. FCSB se califică în grupele Conference League. Bucurie uriașă pentru această echipă care după 5 ani de așteptare ajunge din nou în grupele unei competiții europene. Încă o dată această ultimă fază a meciului cu devierea bună pentru Capran, însă acesta șutează peste poarta lui Târnovanu și aceasta a fost povestea acestui meci în care FCSB câștigă cu 3-1 la retur după ce a pierdut în prima manșă cu 2-1. Ne aducem aminte cu Spartak Târnava în urmă cu mai mulți ani. FCSB, pe atunci se numea Steaua, pierdea în prima manșă la un gol, dar apoi câștiga în Slovacia la retur. Povestea este repetată de cei de la FCSB acum.